Cum e povestea aceea cu Gigi Becali plecând din lojă supărat după ce a celebrat dumneavoastră un gol al lui Dinamo? E reală? 100%. Cum s-a E întâmplat? 100% Nici nu mai real. știu. În Ghencea, în Ștefan cel Mare, cum a fost? Na, na, na. Ștefan cel Mare s-a întâmplat și eram la două locuri de Gigi și a dat din nou un gol și zis că mi-am exprimat în stilul meu caracteristic bucuria. La care Gigi s-a uitat la mine și a bombărit ceva și a plecat. După aia seara a sunat la o televiziune unde eram în direct și și-a cerut într-un fel scuze. A spus, domnule, eram la el acasă, la el acasă poate să facă orice vrea și atunci eu zic, Gigi, așa este, uite, la viitorul Dinamo Steaua, vin și eu pe Ghencea, stau la tine în lojă. Și poți să zici tu ce vrei. Da. Sunteți un pic invidios pe succesul pe care l-a avut la FCSB, comparativ cu Dinamo. Dacă ne uităm la ultimii ani, e o diferență mare de tot între cele două echipe. Normal. A câștigat campionate, va cu ajutorul arbitrilor, va fără ajutorul arbitrilor, a avut performanțe în cupele europene, de acolo la banii, a vândut jucători bine, deci el se pricepe la managementul ăsta, de la FCSB, se pricepe. A și pierdut, a și câștigat, așa e în viață. Sigur că mai fi convenit ca Gigi pe care să nu fie la FCSB, să fie la Dinamo, dar n-a fost să fie. Era Ponescu, nu l-a dus la Dinamo, l-a dus la Steaua.